o să facem un exercițiu foarte interesant, zic eu, pentru că dacă până acum am vorbit despre cadrul general, da. ce înseamnă 2022 în comparație cu 2021, ce înseamnă 2022 pentru România, care sunt momentele importante, mă refer da. la lunile importante aici, februarie, aprilie, iunie, noiembrie, da. în 2022, o să încercăm să vedem, fiecare dintre noi are o cifră personală, A, da, nu? Da, nu? Da, da. O, să, o să vrem să vedem la un moment dat, cum se simt oamenii și care au diverse cifre de la 1 la 9? Da. Pare și impare în 2022. Da. Înainte de asta, haideți să vorbim puțin despre simbolistica numerelor. Hai să vedem ce înseamnă cifra 1. Um, începutul. Hai să o gândim așa. Cifra 1 este ca o săgeată. Adică efectiv îți arată direcția, una la mână, îți arată locul de unde să începi. Ceva, orice. Uh, îți arată direcția în care să te duci vis-a-vis okay. -vis de acel lucru. Îți arată verticalitatea ta, identitatea ta. Ok. Cifra 2? Cifra 2 este o cifra a sentimentelor și a relațiilor. Adică tot ceea ce este în interiorul nostru ca sentimente, ca relație, ca și comunicare, ca și empatie, ca și stare de spirit. Bun. Cifra 3. cifra 3 este o cifră a analizei, a cunoașterii, a memoriei, adică ce facem între ei. Noi uh, facem o sinteză de la 1 și la 2 și este o cifră mentală. Asta ține mai mult de deșteptăciune. Deștepții analizează și fac calcule și analizează și, are și una altă fac sinteză și așa mai departe. A, și este și o cifră a creativității. 3, 3. Da, okay, da 4... 4 este o cifra a, a sănătății a corpului fizic, a manifestărilor fizice și concrete, a faptelor noastre concrete care se văd cum se vede haina sau cum se vede microfonul sau orice deci a faptelor și a sănătății corpului meu a, și a manifestării corpului meu fizic, din punctul okay. ăsta de vedere fizic. 5? 5 este o cifra a intuiției, pe de-o parte, dar n-aș insista pe intuiție pentru că lumea nu prea s așa, ține cont asta, da. o cifra a imunității și o cifră a stimei de sine. Stima de sine este se da. un concept interesant. Da. A nu se pierde, atenție. Da, cifra 6. Da. O cifră a pragmatismului, a armoniei, a echilibrului, o cifră care ține de familie, de grupurile de sentimente unite, familia cum este un grup de sentimente, o cifră a banului, 6, reprezintă pragmatismul, reprezintă banii din vocație, da. Și este o cifră uh, care vorbește și de agresivitate când nu este iubire, sau de iubire în lipsa uh, acestei agresivități? Șapte? O cifră mistică <coughs> am putea spune, dar ca să o traducem în sensul discuției noastre, este o cifră a înțelepciunii, a trăirilor, a experimentărilor și a experiențelor pe care noi le avem și le-am învățat din okay. ce am trăit până acum. Deci, înțelepciune, șansă. Uh, eu înțeleg ce e șansa. E bine, așa. O lăsăm așa. Misticism, da, asta deja prindem mai bine. Da. 8. Da. este o cifră a puterii. Puterea, lumea, ceilalți, modul în care mi-exprim eu puterea în societate, modul în care eu o relaționez la nivel social, cine sunt eu afară, în lume, cine sunt eu pentru voi, ce sunteți voi pentru mine. Deci tot ce înseamnă social, tot ce înseamnă putere și manifestarea puterii sociale, înseamnă opt. Și -am ajuns la nouă. Nu, înseamnă transformarea, înnoirea, înseamnă adaptabilitatea, înseamnă inteligența, care este un apanaj nativ, pentru că oamenii așa se nasc cu inteligență, restul le dobândesc. Este o cifră care vine cu inovație, este o cifră care te poartă de la un nivel la alt nivel.